Da, uite mă, Radule, mă, tu nu știai că în 1981 Phil Collins ajungea number one în Marea Britanie cu Face Value, albumul său solo de debut, care s-a vândut într-un timp record, propulsându-l printre cei mai ceruți cântăreți ai momentului. Așa e că nu știai? Nu știam. Nici eu, dar uite că am site-ul Rock FM în față și m-am uitat la calendar și am văzut, adică cine-și face temele. Da, corect. O să vă pară cunoscută vocea asta. L-am întrebat pe Radu Stoian mai devreme când a trecut ultima oară pe la noi. Eu am crezut că a fost acum câteva luni. Mi-a zis iulie 2020. Dacă vă aduceți aminte de întâlnirea cu formația Seventh Boulevard. Era prima noastră întâlnire. Ce frumos a fost, da. Când doar Radu era în emisie și din cauza pandemiei ceilalți îl susțineau de la parter. Așa e, așa la e. O țigară. Ce vremuri, ce vremuri. Așa e, așa e. Da, așa uite e. Că mai am... Mă bucur că te revăd și îți mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, pentru că promisiunea e promisiune, așa cum am vorbit și cu celelalte trupe care ne-au vizitat aici în studio. Am zis, doamne, când aveți ceva de zis, veniți și ziceți, să afle toată lumea, mai ales dacă lucrurile sunt frumoase, cum am ascultat. Da, multe de atunci, da, în bine spun eu. Da, ceea ce mi-a plăcut este că atunci când ați venit în 2020, voi vă căutați un toboșar, da. Și am dat un anunț împreună aici, bă, ne căutăm toboșar. Și așa primesc e. Mesaj de la Radu, dragilor, și îmi spune, băi, Cristache, am avut de unde alege. Ia spune, ce s-a întâmplat? Băi, mulțumesc mult de tot pentru ajutorul și pentru șansa oferită atunci. Chiar am avut de unde alege și toată vara am stat în casting mode. Așa. Am fost destul de picky, pot să spun. Și abia în toamnă, în septembrie, am găsit bateristul pe care îl căutam, în persoana lui Vlad Mărgărit, un mezinul trupei în momentul de față. Adică are câți ani? 20. 20 de ani și cântă de la 16 ani. Cântă de la 16 ani, dar e senzațional. Are un entuziasm lipsitor, e foarte talentat și a fost așa o gură de aer proaspăt pentru trupa noastră. Mișto. E un băiat extraordinar. Îl regăsim pe piesa pe care o ascultăm astăzi. Da. Tobele sunt în orchestrația lui. Foarte. Acum, dacă tot te-ai pornit să prezinți formația, zi și pe ceilalți băieți, că merită și ei, că au muncit. Bineînțeles. Este vorba de Teodor Iacubovici, chitară, bas și backing vocals, Mădălin Oprică, chitară solo, Vlad Mărgărit, tobe și subsemnatul voce și chitară ritm. Radu Stoian. Cu buletin de București, cu tot, cu analize la zi. Bun, citam aici la tine că îți place Godsmack, Metallica, Guns N' Roses. Ăla-i Mădălin. Îmi place și astea. Da, uite, și la tine scrie la fel. V-ați luat unul, ați copiat Pink Floyd la tine, Vama Veche, Green Day, așa, filme, istorie, foarte mișto. Dacă ar fi mâine să vă aleagă cineva să cântați în deschidere, care ar fi trupa pe care ați dori să o rezolvați în sensul ăsta? O să fie greu, că noi cu pusul de acord avem probleme de fiecare dată. Cred că undeva între Metallica, poate, și Godsmack. Da? Cred. Uite, Godsmack vin anul ăsta, Metallica n-a anunțat că vin, dar n-a anunțat că vine trupa, dar... La Godsmack, să știi că nu cred că ar fi un nu știu, un lucru imposibil, pentru că băieții aia mi se par atât de mișto și atât de gașcă, da, dar știi, da, tu că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și dai de ticăloși aia, știi, de impresari, de tot felul de agenții. Deci, așa, așa. Bun. Pentru că am observat, artiștii în general sunt foarte mișto, dar până să ajungi la ei, nene. Da. Probabil că așa funcționează, nu? I-am alintat, spun, în ticăloși. I'm looking forward to that, să știi. Da, n-am nimic cu ei. Voi aveți un meseriaș care vă impresariază, care vă poartă de grijă? Maica mea s-a ocupat. Ea e jurist de meserie și ea s-a ocupat de noi în toată perioada asta. Ea ne-a susținut foarte mult și putem spune că e cumva managerul nostru. Foarte bine. Și ea ne-a ajutat și cu sculele să completăm tot ce mai aveam nevoie în arsenal. Uh-huh. Tobe, amplificatoare, boxe, na, știi. Foarte tare. Și acum suntem puși pe treabă, pentru că s-au schimbat multe de când ne-am văzut ultima oară. Am înregistrat și am pus pe net primul volum al albumului nostru de debut, intitulat Metropole Insanity Volum 1. E vorba despre 7 piese. Și acum se găsesc pe canalul nostru oficial de YouTube, pe Facebook Music, Seventh Boulevard, da? 7TH Boulevard. Exact. Am făcut și primul nostru clip în decembrie și ăla e pe net.
Cum s-a întâmplat? L-ați făcut așa, că văd că toți sunteți cu jocurile. L-ați făcut așa... În joacă, cumva, da. În joacă sau ați filmat pe bune? Nu, am filmat pe bune. Noi ne-am jucat acolo și ne-am distrat. A fost o zi super tare. Așa. Îi mulțumesc și Teatrului Național pentru susținere și pentru posibilitatea de a-l filma în Teatrul Național. Pentru cei care nu știu, Radu aici de față este și actor și regizor de teatru, pentru că atât l-a dus capul să fie absolvent unei ATC. Atât s-a putut, vorba lui, exact, da? La el mă gândeam. Așa, spune și mie, în afară de muzică, tu ai serviciu la teatru? Da, chiar sâmbătă am spectacol. Vreau să vorbim și despre asta, ia zi. Invitația, dacă vrei, și îi invit, nu știu câte bilete mai sunt, pentru că oricum e situația asta cu capacitatea redusă, încă mai e. Așa. Dar, ce spectacol? De-a Baba Oarba se numește. Okay. E un text de al Etnei Mazia, un text foarte bun din dramaturgia izraeliană și prezintă o poveste dură, dar eu consider că acel spectacol e un semnal de alarmă împotriva abuzului și împotriva misoginismului. Foarte mișto. Nu spun mai mult, dar da, garantez că e un spectacol interesant. Veniți la teatru. Veniți la teatru. Ceilalți colegi de trupă au și ei joburi, școală? Da. Fiecare. Nu se poate altfel momentan. Toți lucrează, dar... Te-am adus în zona asta ca să nu creadă oamenii că mama ta susține greul și că voi sunteți doar fliu-fliu așa. Și voi munciți? Nu, ne muncim de nesar capacele și încercăm să ne facem timp și pentru muzică și de ce nu într-o zi să facem asta pentru un trai. Da, asta ar fi ideal. Ar fi frumos. Da, nu vreau să vă descurajez. E foarte dificil în România, dar dacă o ții pe a ta, îți ții calea, imposibil să nu reușești. Hai să vorbim despre Prometeu, despre single-ul ăsta cel mai nou. Da. Hai să dăm puțin din casă. Prima dată mi-ai trimis o piesă de vreo 7 minute și am zis, băi, nene, trimitem pe oameni la culcare. Atât a vrut ea să fie. Atât a vrut ea să fie, știu, dar... până la urmă s-a lucrat și a ieșit ceva senzațional. Care e faza cu piesa asta? Că am înțeles că e mai special așa. E mai specială pentru mine cel puțin și cred că am reușit să-i strese și pe colegii mei destul de mult în perioada în care am lucrat la ea. Cu ocazia asta vreau să le mulțumesc pentru abnegația lor și pentru susținerea în cauza mea nobilă. Este cea mai sensibilă piesă pentru mine, cea mai personală, pentru că este inspirată și este dedicată și va fi tot timpul dedicată unei domnișoare, firește. O prezență feminină minunată care ne ascultă acum. Așa zic eu. Așa sper. Să ne asculte, că îi vrem binele, na. Ok, vezi că vin acum, dragobetele. Te-ai scos cu single-ul ăsta. Hani, e pentru tine. Puteai să-l lansezi la Hrubarul pe 24. Da, l-am trimis înainte de-l pune pe net. Înțeles. Din august. Da. Da, și e cumva piesa pe care am scos-o cel mai, nu știu, din străfundul sufletului meu. Am lucrat, a ieșit destul de greu procesul, a fost lung, vreo 2 săptămâni m-a tot chinuit, pentru că nu găseam cuvintele potrivite să descriu exact ceea ce simt eu pentru ea și impactul pe care prezența ei l-a avut și l-are în viața mea. Bun, foarte frumos spus, foarte, uite, un rocker îndrăgostit aici la mine în studio. Foarte multe piese au ajuns mari, plecând de la, nu știu, dragostea față de o fată, nu știu, un caz în familie, un caz personal. Știi ce, mă bucur că băieții din trupă au înțeles ideea și că, pe lângă faptul că e o chestie personală, poate pe ei nu interesează foarte tare cât de mult o iubești tu pe aia mică, dar poate au văzut posibilitatea de a se naște un mare hit și să știi că are șanse. Hai să o ascultăm. Mulțumesc frumos că ai trecut pe la noi. Radu Stoian de la 7th Boulevard. Rock on. Pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Da? Apple Music, Google Play. Bun. You name it. Fiți atenți ce mișto e piesa. Keep your eyes on the boulevard. Viața mea șca pe bătea, pasul pe loc. Toamna mâhnită plângea peste sufletul meu. Am zărit ochii tăi, suav Prometeu, prin melanjul de beznă și nenoroc, și din pieptul meu greu piatra a luat foc.
păcate sorbeam din priviri până la ultimul strop. Invidiam nicotina de pe buza scrăpată, când trăgeai însetată din țigara rulată. Uite așa deodată, dintr-un simplu chiștoc, în regatul de vise, castelul la ta. Toată bolta înstelată îți lăvea frumusețea. Aștri și timpul să priseră în loc, chiar din zâmbetul tău tot ce FM.